În cadrul campaniei noastre, astăzi vă vom spune povestea unui sportiv care a ferecat poarta naționalei de handbal a României și care a reușit mai apoi să câștige campionatul mondial ca antrenor al unei alte reprezentative. Născut la drobeta turnul Severin, Alexandru Buligan avea să se afirme pe deplin în orașul care i-a răsplătit performanțele deosebite prin acordarea titlului de cetățean de onoare. Timișoara. Așadar, vă invităm în continuare să retrăiți împreună cu noi încă o poveste de aur a sportului românesc. Pentru a fi portar de handbal trebuie să dai dovadă de niște reflexe ieșite din comun, pentru că mingea pleacă din mâna adversarului cu o viteză incredibilă și, ținând cont și de distanța mică dintre cei doi adversari, timpii de reacție se reduc deseori la doar o fracțiune de secundă. Alexandru Buligan a dovedit încă din copilărie că posedă calitățile necesare pentru a apăra poarta de 2 metri pe 3, talent care nu putea scăpa neobservat ochiului versat al antrenorilor de handbal. Calitățile native ale lui Alexandru Buligan ne sunt reamintite de reputatul antrenor de handbal Gheorghe Zbora. Pe lângă faptul că a avut o, un aspect somatic foarte impunător, cu o talie destul de mare și cu calități deosebite pentru această, acest post, cel de portar, el a fost și ca om deosebit, un caracter deosebit. Cooptat de Politehnica Timișoara pe când avea doar 16 ani, Buligan debuta în prima ligă în septembrie 1976 și el va apăra poarta bănățenilor pentru următorii 12 ani, remarcându-se prin niște parade care păreau că sfidează legile fizicii. Cu echipa timișoreană, Alexandru Buligan a cucerit campionatul și Cupa României, această ultimă performanță din 1986 reprezentând una dintre cele mai dragi amintiri ale portarului, ținând cont de ce a însemnat acel trofeu pentru orașul de pe Bega, în condițiile tulburi ale unei perioade în care regimul politic se implica fățiș și în sport. În cariera sa, Buligan a mai evoluat la Steaua și la Dinamo, iar în Spania a jucat pentru echipele Arate, Lagun Aro și Portland San Antonio, cu aceasta din urmă cucerind campionatul spaniol, Cupa Cupelor și Liga Campionilor. Ca jucător, cele mai importante rezultate ale lui Alexandru Buligan au fost cele două medalii de bronz cucerite cu Naționala României la cele mai importante competiții internaționale, Jocurile Olimpice și Campionatul Mondial. Iar la Los Angeles, în 1984, Buligan și colegii săi din Națională reușeau cea mai bună performanță a României de la generația de aur a lui Cornel Penu și Cristian Gațu. Alexandru Buligan are o carte de vizită impresionantă atât la Naționala României cât și la cea a Spaniei, acolo unde a fost, pentru o perioadă, antrenor secund în mandatul lui Juan Pastor. Component de bază al reprezentativei României, pentru care a evoluat în 230 de partide, Buligan a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice din 1984. După această performanță deosebită, Alexandru Buligan a mai cucerit o medalie de bronz la campionatul mondial din 1990 ca și titlul de cel mai bun portar al turneului final desfășurat în Cehoslovacia. Iar din postura de antrenor secund al Spaniei, el a devenit campion mondial în 2005 și a cucerit bronzul olimpic în 2008. Paradele sale imponderabile și curajul incredibil cu care se arunca în fața mingilor trimise ca din tun de adversari au făcut ca Alexandru Buligan să fie considerat unul dintre cei mai mari portari din istoria handbalului românesc. El a fost precedat totuși de doi mari portari ai României, Mihai Redl și respectiv Peno. Și el a fost, după opinia mea, al treilea portar, după primii doi, care de altfel au obținut o mulțime, cele trei titluri mondiale ale handball masculin. Precum Alexandru Buligan, fiecare sportiv are o poveste în spatele căreia se află talent și an de muncă, de sacrificii și perseverență din dorința de a fi cel mai bun. Iar aceste povești le aflați de la noi, ascultând programele studiourilor regionale sau vizitând site-urile și paginile de Facebook și Twitter ale posturilor Radio România Regional.